Capricile iubirii. Săptămâna trecută am văzut-o pe doamna Adriana făcând o glumă despre Miruna în prezența lui Alex și a Lucăi. Abia așa o zi a scos bine cu Miruna. Sau să găsească Miruna, acolo scrie Luță, știi? Iubirea mea, viața mea. Tu, eu fac glume iure, dar nu-i bine. Printr-o intervenție telefonică, tatăl Mirunei își exprimă opinia cu privire la gluma mamei lui Cosmin, adresând și unele întrebări retorice. Din ce văd eu și am experiență de viață, voi vă iubiți. Lasă-te să meargă înainte. Cosmin este victimă colaterală. Nu trebuie să fie afectat. În schimb, vreau să te gândești cine din preajma ta te perturbă de ajuns situația asta. De ce doamna Diana, care a afirmat că te adoră foarte mult și care știe ce fire vulcanic ai, a făcut așa zisă aglumiță în fața camerelor și a un alt cuplu cu privire la fotografiile cu Luță? De ce nu aveți intimitate? De ce tot timpul doamna Diana e lângă voi? De ce ieri sau altfel când ați primit un pachet din partea susținătorului și le mulțumesc și eu numele vostru, doamna Diana s-a repezit, a luat scrisorile și le-a citit dânsa prima? Era vorba de corespondența voastră. Doamna Adriana nu părea prea încântată de mențiunile tatălui Mirunei și discuta pe această temă cu Miruna și Cosmin. Vrea să-mi strici mie, nu știu, imaginea, nu știu. Haide, doamne! Ce imagine, Adriana? Nu-i vorba despre asta, mama, hai că vorbim. Mă asculti un pic? Nu că le-ai apărarea ca să piști tu prost. Eu nu, credeam că sună să zică ceva mama, de bine. Da, a fost de bine, dar ascultă-mă. Ei, din ce am înțeles... Deci ascultă-ți ce vreau să zic, mă deja nervi, mă iau nervi. O vede pe Miruna Miru supărată și trebuie da, să... Ei probabil n-au tine aplei, ei probabil n-au tine aplei, sau nu știu. Nu mai dar ei văd secvențe la televizor, mama. E un mesajul pentru el la Antena Play, l-am el poate a crezut sau a văzut, mai tu citești prima scrisoare, că tu ai zis ce ai zis de Luț și așa mai departe și probabil lasă le tine. Dar nu te-ai gândit că ei n-au văzut și mesajul ăla de azi și cu toate. Deci tot e o greșeșeacă. Dar n-am zis asta. Nu, dar faza cu Luță, toată lumea de pe Facebook a făcut amantă. Aia e chestia. Înțeles? Da, bine, nu mai vreau să vorbesc, gata. Și am explicat că nu e nicio problemă, că suntem semnată, doar că urmează să facem pasul și atât. Că suntem mulți și nu mă supără nimeni. Nu trebuia să sune. Dar și acum ce să fac? Miruna, dorind probabil să o liniștească pe doamna Adriana, căuta parcă unele justificări intervenției tatălui său. Eu sunt conștientă că de fiecare parte există păreri și că eu înțeleg ce a zis tata, dar nu e cazul să-ți faci păreri din frânturi și că cel mai bine ar fi să ne lase astea două săptămâni, pentru că oricum aici e tensiune. Și când vom ieși, cu siguranță toată lumea va înțelege multe lucruri, că o să putem să vorbim la o masă. Miruna, din frânturi, ok. Dar nu eu am stat aici și am încasat toate loviturile? Nu eu. Certuri, împăcări, supărări, cine le-a încasat? Și acum eu ce să fac? Eu sunt responsabilă pentru ce văd ei sau cum o interpretează ei? Eu i-am zis ce am avut de zis. Mai mult, ce pot să-i fac? Am zis și la Antena Play. Eu nu cred că v-am împiedicat. Dar n-a zis nimeni asta, mă. Și important e în primul rând ceea ce vedem și ei știm noi. Eu nu înțelegeam, mă, prin ce se vorbea. Am auzit acum la Capricii, când a zis că și ei s-au băgat până într-un anumit punct și că acum trebuie să fim lăsați să zburăm și păi să da, facem dar ce vezi, vrem. Tu aici nici n-ai cum, că mama aici, e acolo, înțelegi? Taulo, dar nu înțelegi, ce pot eu să fac acum dacă el a zis da, așa? Dar de ce pot nu? Pot eu mai nu mult înțelegi decât cât am zis în live-ul ăla? Dar de ce n-ai da, înțeles ce am vrut să zic? Dar Miruna, ascultă-mă, dar ar fi trebuit să gândească ei asta. Băi, dar stai un pic, femeia e acolo. Nici pe tine nu poți să te cer, că n-ai zis tu ești aici și spai tăi și Doamne iartă-mă, nu-ți dau vine nici ție. Dar stau și mă gândesc, bă frate, unde am greșit? Adică, pe bune, mai mult de atât ce aș fi putut să fac? Și da, mă doare chestia asta, pentru că și pentru mine, ca și pentru voi, a fost dificil, a fost greu să gestionez de multe ori situațiile. Dar vezi, asta se interpretează, uite, cu chestia. De exemplu, tu nu știi cine e Luță. Că nu ți-ai dat seama? Păi da, ei poate și ei și-au dat seama când am zis-o de buchet. Păi da, și eu fi zis, uite, bă, ia la mișto. Adică vezi, sunt niște chestii care se interpretează. Păi da, tu nu știi, eu am înțeles. Păi dacă eu știam despre cine-i vorba și că situația se agravează și ea se reîntoarce la chestia aia, nu zic că nu o făceam pentru ei, nu o făceam pentru Cosmin. Ăsta e un exemplu de cum se interpretează lucrurile. Că ei de acasă au zis, ia uite, a zis de ăla, făcea glume. Bam, a zis chestia asta. Adică chestiile sunt că nu se știe toată povestea, ce știai tu dacă știai sau cum s-a zis aici sau când s-a zis sau bla bla bla. Ei au văzut o chestie și ea, uite.
La noi aici e simplu să zici că noi știm ce trăim. De afară, la fel. Poate zic, ia uite, m-am văzut aia, a zis așa. Sau că stau mereu pe capul vostru. Păi oameni străini ne-au zis, mâncați împreună, mai gătiți, faceți... Da, mai lăsați-mă și oamenii străini și totuși cu... evit, lasă că sunt oameni străini care ne-au dat niște... Dar eu nu cred că se referă că stai lângă noi când ne pupăm. Eu cred că se sunt referă la implicare. Sunt oameni străini care ne-au dat niște sfaturi de i-am simțit mai ceva nu, ca pe cei din familie. Nu, eu mi-am dat seama ce am vrut să zic. E vorba de implicare, că poate în casa asta alte mame, când s-au certat copiii, nu s-au implicat atât de deci tare. A, deci oameni implicat. Păi, dar poate așa se vede. Nu, poate așa cred unii oameni. Păi, da, uite, de exemplu, alte mame din casă s-au foarte liniștite că nu s-au băgat. Nu zic că e bine așa. Dar niciun casc al vostru n-a fost. Dar nici nu, păi... Deci, hai să nu comparăm situații, adică nu are nicio legătură. Alții au mame aici încât să fie astfel de discuții între ei. Păi, dacă nu au problemă, păi, dar ar fi, cred că sigur ar interveni. Gândește-te și cum văd oamenii de afară care nu trăiesc cu noi. Din prisma mea, eu văd așa cum o văd eu. Deci, eu am intervenit constructiv pentru voi să vă ajut. Păi bun, dar unii când m-a deranjat ceva, mi-am spus punctul de vedere. Dar eu n-am intervenit să vă despart, că dacă era, puteam să o fac. Dar aici trebuie să te gândești. Da, unii o văd că ești lângă noi și te admiră, alții poate consideră că ești prea implicată, da, în implicată discuțiile noastre. Crezi că toată lumea vede că ai fost lângă noi? Poate foarte multă lume zice, bă, aia din cauza ei. Leona, n-ai înțeles. Sau s-a băgat prea mult, sau nu i-a lăsat în pace să moare. Nu mă interesează ce zic ceilalți, era vorba tatăl lui, ascultă-mă, dar probabil că l-a auzit pe Viorel care a zis așa. Tata are 52 de ani, nu să se ia după un puș de 25, ca a zis Viorel, că nu e Viorel Dumnezeul lui tata. Păi asta spun, că Viorel a mai văzut așa, altceva cine a văzut? Păi da, și Viorel se facă din relația lui, că dacă ne implicăm acolo... Da, tata a intervenit telefonul, că a zis Viorel ce i-a deschis, Viorel ochii lui tata. Nu știu, eu n-aș fi făcut ce a făcut el, mai ales când e adevărat. Adică, băi, dacă fac o acuzație... Nu, și poate nici ai mei n-ar fi făcut multe lucruri față de Cosmin. Sau nu știu. Mi-o întorci mereu în favoarea ta. Asta nu-mi place mie. Păi și eu ce pot să zic acum? Că e tata, că de ce ai intervenit tata? Ar trebui să te gândești că dacă Mihaela azi ar fi sunat și ar fi spus ceva în defavoarea ta, două cuvinte, te-ai fi supărat. Chiar îmi dorești și să vorbești, Doamne, numai că deja mi se pare că iar o dăm în tensiuni și de ok. Tu încerci să-i disculpi, dar nu înțelege esența. Sunt părinții mei și o să mă lupt pentru ei cu toată lumea, nu-i normal? Da, vă rog. Dar spun doar că e o părere. Eu am înțeles și vezi cum o dă? Nu, dar o dă ca și cum că n-a făcut nimic rău. Eu exagerez. Că vede așa, vede și lumea. E părerea lui. Dar am zis că e ok că a sunat. Am zis de astăzi că mai bine nu suna. Mai ales după atâta timp cât nu fac, n-a zis nimic. Când a făcut și așa a văzut. Doamne, l-am lăudat eu azi că a sunat. Nu știu cât te doare că știi că n-a fost așa. Păi tocmai. Dar dacă om așa a văzut. Eu nu supăr nedreptatea. Spune, accept orice dacă nu este așa. Adică chiar nu vezi lucrurile cum stau cu adevărat? Sunt alături de voi și apoi ca și cum n-aș fi fost? Păi stai un pic. Dar ce-ți mămăligă să-ți mă uit pe pereți, nu zic nimic sau cum? Capricile iubirii. Ați fost înțeleasă greșit? Ați fost înțeleasă acum? Păi, faza cu Luța am povestit-o, că eu am aflat acum că a fost adevărat ceva. Știți că a spus și Miruna că a fost ceva inventat, a fost un personaj, adică nu-i... Și de asta mi-am permis să fac gluma aceea și am cerut scuze, deci nu aș fi făcut niciodată o glumă, mai ales și chiar și pentru Cosmin, vă dați seama, nu aș fi făcut-o, dacă știam că despre cine era vorba. Apoi a spus că am citit scrisorile înaintea lor, niciodată n-am făcut asta. Adică a spus niște chestii care nu au fost așa. Și da, am fost afectat atunci, dar mi-a trecut. Nu. Pe de altă parte, acum a încercat să vă spună și Miruna. Și eu ce pot să fac? Nu am pot, dat și un mesaj la Antena Play să explic punctual, că nu am avut timp atunci când a sunat tati. Și am explicat, uite, situațiile cum au fost. Poate voi vedeți altfel, cel mai bine ar fi ca nicio parte din familie să nu se mai implice, să fie cumva o liniște între voi, să nu mai fie războaie pe afară sau alte discuții și cu siguranță când ieșim de aici, când avem puțin, ne punem la o masă și atunci vom explica absolut orice, ca să nu se mai interpreteze. Atât am putut eu să fac. Nu-l condamn nici pe el, dar îi înțeleg și ei oful. Că s-au văzut altfel niște lucruri și a deranjat-o. Adică nu am vrut să iau apărarea nici familiei, dar nici ei. Am zis și eu de ambele părți cum am putut. Bun. Viorel. Da. Aș vrea să-i spun, doamne Adriana, că de nenumărate ori a spus să-mi văd de relația mea, să nu mai bag. Dacă am stat să ne gândim puțin, eu până în momentul în care Cosmin a făcut o afirmație asupra lui Deni, eu nu am zis nimic de relația Cosmin-Miruna și chiar tot în același loc era în bucătărie, când ai înțeles tu greșit în timp ce vorbeai cu Inga. A, da, și după mine fata aia e nebună, nu știu ce a apucat-o pe fata asta. Eu nici nu știu de afirmație. A luat o razna de tot, ceva de genul ăsta. Crede-mă că nici nu știam de această afirmație. Deci nu am nimic. Chiar nu știu. Și a cerut scuze, mă, trezeri, nu? S-a băgat Paul. Eu până atunci nu am zis absolut nimic.
Okay. Stați un pic, doamna Adriana, să termin și eu ce am zis. Și Miruna la fel. În momentul, nu, tot doamna Adriana, în momentul când am avut discuția atunci în sală cu băieții, în nenumărate ori m-ați pus pe mine în vorbă ca și cum am fost împotriva lor. Când eu atunci în sală nu am să absolut nimic de Cosmin și Miruna. Tot Paul a zis. Eu n-am să absolut nimic și ați mai zis și în live-uri și v-a zis și Miruna. Tascul acela sincerității ai zis ceva, Adriana, nu mai rețin. Nu, doamna Adriana, a zis în legătură când ai zis atunci că eu sunt împotriva lor și am avut discuția tot aici la Capricci. Da, mi-ai lăsat impresia asta, scuză-mă. Păi dar n-am zis nimic. Ok. Știți dumneavoastră ce... Păi și de ce n-ați avut o discuție dacă v-a lăsat impresia Viorel asta? Viorel mi se pare foarte arogant, cred că la fel par și eu, îi par lui. Cred că este o... nu știu, nu ne simpatizăm. Da, o nepotrivire de caracter. Da, da, da. Adică nu mă văd... De exemplu, atunci când am avut discuțiile acelea, am mers să vorbesc cu el și m-a luat tare de tot. Nu mă atingeți, nu cu de-astea. Am pus mâna pe cămașa ta un pic, dar... Era Cosmin lângă vorbeam mine. Vorbeam cu Cosmin foarte și m-a calm. Luat, luați mâna după mine, așa, deci nu, n-aș putea să vorbesc cu el. Nu, nu, eu eram Cosmin și vorbeam calm în timp ce ne-am întors la Capricci. Da. Doamna Adriana era la baie la fete și a ieșit de acolo foarte nervoasă. Așa, Cosmin era cu mine, era nervoasă. Uite, tot timpul scoate asta că era nervoasă. Dar se tu chiar, vede pe imagine, doamna Adriana, Viorel, tu chiar enervezi omul. Uite, acum, de exemplu, m-ai enervat. Și ce să mă fac, doamna Adriana? Pentru că așa... Stați un pic, doamna Adriana, dar nu e nimic aici, toată lumea să vă menajeze nervică. Îi place să enerveze omul și am văzut că face cu mai multe persoane. Păi, dar Viorel e nervos. Face din adins treaba asta? Cu mine, da, am observat, dar nu mă complic, doamne ferește, am altele pe... Poate pentru că îi funcționează și ca să-i funcționeze, voi ceilalți îi dați satisfacție. Eu nu o să-i mai dau. Da. Îi doresc fericire. Și eu doresc fericire. Mulțumesc. Dar v-am afirmat ca tot să nu mai spuneți să-mi văd de relația mea, că n-am intervenit absolut deloc până nu s-a intervenit. Nu o să mai intervenit, promit, dar nici tu nu mai interveni. Da. Tascul telefoanelor sau tascul sincerității până la capăt a fost unul care a adus multă vâlvă în casa Mireasa. Unul dintre subiectele dezbătute vis-a-vis de situația aceasta este ce a găsit Raluca